Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom continua ultima parte a cățelușului pe care l-am început, Chihuahua. În primul rând vreau să cer scuze pentru că cel de-al patrulea tutorial nu am reușit să-l filmez integral, ci a trebuit să fac acele două părți de câteva minute pentru că am avut probleme cu conexiunea la internet. Ieri toată ziua nu am avut internet, nu am fost în stare nici măcar să intru să urez la mulți ani fiicei mele. Și sper că astăzi dimineață să nu am aceleași probleme. Lucrarea de astăzi va fi din nou un pic mai complexă. După cum vedeți, cățelușul meu, chiar dacă nu este umplut, stă în picioare singur. Astăzi vom continua lucrând cu același fir Bravo. Apoi vom avea nevoie de lipiciul lichid, așa cum folosim în numeroase din lucrările noastre. O pereche de ochișori pentru cățeluș. Ochișorii mei au 1,5 cm de ca diametru. Vom avea nevoie de ace de siguranță, bolduri, cum le spunem noi. Vom avea nevoie de un fir de macrame, culoarea maro sau negru, depinde cum doriți dumneavoastră. Eu voi folosi culoarea maro. Și alături de acesta avem nevoie de croșetul 1,75, pentru că cu acestea vom lucra năsucul cățelușului. Apoi vom avea nevoie de melană și, bineînțeles, vom avea nevoie de croșetul cu numărul 3, cel cu care am început lucrarea. Acum eu voi continua foarfecele care nu trebuie să ne lipsească. Voi continua lucrarea. După cum vă spuneam, am umplut doar piciorușele și cățelușul nostru stă perfect în picioare. Aici am terminat ultimul nostru rând. Eu am pus lucrarea în două. Și începând cu primul ochi de aici, am numărat 13 piciorușe pe o parte, 13 pe cealaltă. Deci în total un număr de 26 de piciorușe. De aceea am legat aici acest fir. Acesta va fi gâtul cățelușului nostru. Însă, în locul unde am terminat rândul, eu voi continua cu aceste câteva piciorușe scurte pentru a reuși să ajung să lucrăm gâtul cățelușului. Deci voi face aceste piciorușe scurte, voi pune lucrul în modul în care să putem lucra. Aici unde am pus firul, voi desface un pic acest fir pentru a reuși să intru în picioruș. Aici va fi primul picioruș al gâtului. Și de aici înainte vom lucra numărând un număr de 26 de piciorușe. Deci deja primul l-am făcut, apoi voi continua cu cel de-al doilea, cel de-al treilea, vom face piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 26 de piciorușe pentru a face trecerea.
vedea cum închidem și apoi vom continua cu gâtul. Vom lucra singure 26 de piciorușe. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi intra cu croșetul în piciorușul numărul 26. Voi desface firul. Îl voi tăia pentru că nu vrea să se desfacă. Lăsa croșetul așa. Deci știu că aici este piciorușul numărul 26. Voi lucra acest picioruș în mod normal și apoi voi intra în primul picioruș pe care l-am lucrat și voi face un fir alunecat pentru a uni aceste două părți. Acum voi face un ochi de lanț în felul acesta și voi continua lucrând 3 rânduri de câte 27 de piciorușe, pentru că aici unde am făcut ochiul de lanț vom avea un picioruș în plus. Deci vom merge de jur împrejur de 3 ori cu un număr de 27 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat și cele 3 rânduri de câte 27 de piciorușe, așa cum vă spuneam. Acum voi lăsa un fir mai lung pentru că vom avea nevoie să coasem capul și voi închide lucrarea. După cum vedeți, voi închide partea cu gâtul. După cum vedeți, între timp eu deja am umplut corpul cățelușului cu melană. Îmi place foarte mult modul în care stă în picioare. Este fix, nu are nicio problemă de echilibru. Acum, am uitat să precizez că avem nevoie și de acul cu ață. Cu un fir alb voi face nu un nod, ci voi face exact ca și cum am face primul ochi de lanț în momentul în care începem să lucrăm cu croșetul. Și voi intra din nou de aici, de desubt, de la mijlocul lucrării. Voi intra în felul acesta. Voi introduce acul în acel ochi de lanț pe care l-am făcut. În felul acesta și din interior, luând fiecare ochi din interior în felul acesta, vom coase și vom închide corpul cățelușului, dar întotdeauna vom lua firul din interior, în felul acesta, înspre exterior. În acest mod, lucrând, va părea că este închis cu croșetul. Este mai ușor, mai ales pentru doamnele începătoare, de lucrat în acest mod. Și fiecare picioruș în parte îl vom lucra în felul acesta, vom coase. Până când vom ajunge la capăt, vom închide bine, pe măsură ce lucrăm,
ochii de fiecare picioruș. Deci este foarte, foarte simplu de cusut. Până când vom ajunge în corespondența gâtului. Cer scuze, poate vorbesc încet. De obicei aceasta este vocea mea, foarte înceată, dar acum vorbesc un pic mai încet pentru că este noaptea și bătrâna doarme. Nu aș vrea să o deranjez, pentru că dacă o trezesc, după aceea începe să strige după mine, tati, tati, și astfel mă va întrerupe din lucru. De aceea nu reușesc niciodată să fac tutoriale ziua, pentru că ea nu înțelege că eu filmez și mă strigă, dă drumul la televizor, atunci bineînțeles că nu mai reușesc să fac lucrarea. De aceea toate lucrările mele, toate tutorialele sunt lucrate noaptea. Eu mă trezesc foarte devreme dimineața, în jurul orei 3 și jumătate, de foarte multe ori mă trezesc la 2, ca să pot executa aceste tutoriale. Și astfel să putem duce mai departe canalul de YouTube, grupul de Facebook și, bineînțeles, să învățăm lucruri noi. Și acum este foarte devreme la mine, sper să reușesc să termin totul în timp, înainte să fie ora la care trebuie să încep orarul de muncă. Uitați-vă că am încheiat aproape. După cum vedeți, nici măcar nu se cunoaște unde am cusut. Aici, când vom ajunge în corespondența gâtului, vom face din nou. Scuzați dacă uneori se văd mâinile, dar lucrarea este mare și este necesar să fac anumite mișcări. Acum că am terminat de lucrat corpul, voi ascunde firul, îl voi pierde undeva. Dumneavoastră veți face în același mod. Însă vreau să-i spun doamnei Lenuța Juravlea, pentru că ea este cea care mi-a trimis fotografia. Fotografia pe care a prezentat-o pe doamna, de fapt și de drept, aparține unui alt cățeluș, nu este Chihuahua original. Eu am clicat pe tutorialul care mi l-ați trimis. Mi apărea într-adevăr că este Chihuahua, dar în momentul în care am ajuns cu traducerea la ultima parte de tutorial, mi-am dat seama că în realitate acela era un alt cățeluș. Uitați-vă. Am terminat această parte, acum voi lăsa totul deoparte și vom începe să lucrăm urechiușa cu același croșet numărul 3. Eu una dintre urechiușe am lucrat-o deja, am pregătit-o de
de ieri. Așa cum v-am spus, nu am avut internet deloc și mi-a fost foarte greu că nu am reușit să lucrez. Același croșet numărul 3, după cum vedeți, și voi începe. Lucrând un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Sper că se vede ceea ce fac. Acum vom închide cercul magic, vom închide cu fir alunecat. Aici vă rog să aveți răbdare, că știți că întotdeauna am probleme cu... Așa, am reușit, am ajuns. Acum, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire. Deci vom lucra 12 piciorușe scurte. La capătul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voi strânge mai bine cercul magic. Așa. Din acest moment vom pune firul despărțitor și vom lucra un nou rând de 12 piciorușe scurte. Deci aici vom începe primul picioruș scurt. Aici voi pune firul despărțitor și vom face un rând de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am lucrat și cel de-al doilea rând de 12 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând un picioruș scurt urmat de o mulțire. Lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu cele 18 piciorușe scurte și apoi vom continua urechiușa. Am ajuns la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un număr de 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci 3 rânduri de 18 piciorușe scurte. Și ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am terminat cele 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 2, urmate de o mulțire. Lucrând în felul acesta, până la capătul rândului, vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Voi face acest rând împreună cu dumneavoastră. Din nou o mulțire. Două piciorușe scurte.
o mulțire, ajunse la capătul rândului. Vom face. Deci, când am obținut cele 24 de piciorușe scurte, vom face alte 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Vedeți? Am ieșit în mod exact. Acum vom lucra singure 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul celor 3 rânduri. Am încheiat și cele 3 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 3. O mulțire. Și vom continua astfel până la capătul rândului. Când vom termina acest rând, vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci vom continua să lucrăm singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 30 de piciorușe scurte, doar un singur rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am terminat și acest rând de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Lucrând în acest mod, la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Voi face și ultima mulțire și apoi vom continua singure. Am terminat și acest rând unde am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două mulțiri consecutive. Deci prima mulțire în primul loc din acest nou rând. Cea de-a doua mulțire. Apoi voi lucra 16 piciorușe scurte. 10, 12, 13, 14, 15, 16. Acum din nou voi face două înmulțiri consecutive. Deci, în următorul loc am făcut o mulțire, acum în următorul loc voi face cea de-a doua mulțire și voi continua până la capătul rândului cu cele 16 piciorușe care ne-au rămas și vom obține un număr de 40 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu cele 40 de piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt. Două înmulțiri consecutive. Prima înmulțire și cea de-a doua. După care voi lucra un număr de 17 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. 6,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Apoi vom lucra din nou două înmulțiri consecutive. Deci în următoarele două piciorușe scurte vom face câte o înmulțire. Și vom continua rândul cu cele 17 piciorușe scurte care ne-au rămas. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Acesta a fost ultimul rând din urechiușă. Voi scoate firul despărțitor și voi face un picioruș alunecat. Apoi voi pune urechiușa în două și o voi închide cu croșetul. Voi lua un picioruș de o parte și unul de cealaltă și voi închide urechiușa noastră. Cu atenție să prindem picioruș cu picioruș. În felul acesta vom merge până la capătul rândului. Deci lucrăm picioruș cu picioruș de o parte și de cealaltă pentru a reuși să închidem urechiușa. Noi ne întâlnim când terminăm de unit aceste două părți. Vedeți? În felul acesta. Am ajuns la capătul rândului, deci am ajuns la capătul rândului. Aici, în ultimul picioruș, voi face din nou fir alunecat, după care voi scurta firul. Voi lăsa o bucată mai lungă pentru cusut și vom încheia urechiușa. Astfel avem cele două urechiușe, pentru că prima eu deja am lucrat-o, după cum vedeți, și vom continua lucrând codița. Pentru codiță vom începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este piciorușul de început. Deci voi face 6 piciorușe scurte. 1 închide cercul magic, voi închide lucrarea, din nou un pic de răbdare până când reușesc să intru. Așa cum vă spuneam, am găsit pe Amazon croșete, însă sincer vă spun, încă nu le-am încercat. Al doilea rând vom lucra din nou același număr de 6 piciorușe scurte. Voi scoate firul, voi trage bine firul de cercul magic, iar acum voi continua să lucrez o mulțire în nou rând, o mulțire
vom continua cu piciorușele scurte care ne-au rămas. Am încheiat și acest rând. Acum vom repeta din nou rândul pe care l-am lucrat. Același număr de ochiuri. Vor fi un total de 3. Din nou voi lucra un picioruș scurt. Scuzați, o mulțire. Voi face mai întâi o mulțire și voi continua cu cele 7 piciorușe scurte, iar la sfârșit vom avea un număr de 8 piciorușe scurte. 4, 5, 8 piciorușe scurte. Vom repeta aceste 8 piciorușe scurte. Și cel de-al 8-lea. Voi continua cu un nou rând, cu o mulțire și 8 piciorușe scurte. Astfel, la capătul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. 5, 6, 7, 8, 9, iar acum vom repeta acest rând de 9 piciorușe. Deci ne întâlnim după ce terminăm acest rând de 9. Piciorușe scurte. Vom continua lucrând o mulțire și restul piciorușelor scurte. Vom avea 10. În total 10 vor fi.
și cu cele două de la începutul rândului 10 piciorușe scurte. Vom repeta aceste 10 piciorușe scurte. Deci un rând de 10. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând o mulțire, urmată de 9 piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 11 piciorușe scurte. După care vom repeta acest rând de 11 piciorușe scurte. Deci vom ajunge până la capăt. Iar acum vom repeta cele 11 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 11 piciorușe. Vom continua rândul următor lucrând o mulțire urmată de 10 piciorușe scurte. La capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar apoi din nou vom face un rând de 12 piciorușe scurte. Deci, după cum vedeți, fiecare rând începe cu o mulțire, continuăm cu piciorușele scurte, corespondente acelui rând, repetăm rândul pentru a obține numărul total piciorușe și acum am terminat acest rând, voi continua lucrând un alt rând de 12 piciorușe. Ne vom deplasa încet încet către finalul codiței. Chiar dacă durează un pic, în felul acesta, ne apropiem și de finalul lucrării. Am dat un pic bătaie de cap din cauza internetului acest tutorial și așa. Săptămâna trecută, cu sărbătorile care au fost, am reușit să lucrez puțin. Acum voi continua cu noul rând, cu o mulțire, urmată de 11 piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 13 piciorușe scurte, după care vom repeta acest număr de 13 piciorușe. Așa cum spuneam, internetul mi-a pus un pic piedici în, atât în încărcarea tutorialilor pe care deja le-am lucrat, cât și în a continua cu tutorialele. Sper ca astăzi să nu se mai întrerupă. Sper să reușesc să lucrez tutorialul întreg. Am încercat ca din cele două scurte tutoriale de la sfârșitul părții a patra să fac un unic tutorial, nu am reușit. Neavând internet, nu m-a lăsat să lucrez. Am lucrat și acest rând cu cele 13 piciorușe scurte. Acum vom face în următorul rând o mulțire urmată de 13 piciorușe scurte,
La capătul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe. Și apoi vom repeta rândul de 15 piciorușe scurte. Și nu doar o singură dată, ci de 3 ori va trebui să repetăm aceste 15 piciorușe scurte. Deci vor fi 3 rânduri partea finală. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom continua să lucrăm singure 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi scurta firul. Voi lăsa bucățică pentru cusut. Va trebui să-l coasem și acesta. Gudiță, de fapt. Felul acesta. Și vom trece la botișor. După care vom ansambla toate părțile componente ale cățelușului. Pentru botișor, așa cum vă spuneam, voi folosi firul de macrame numărul 5 și croșetul cu numărul 1,75. Acum va fi nevoie să fiți foarte atente la ceea ce lucrez. În cercul magic voi face pentru început primul picioruș de început. Așa. În cercul magic voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 6. Acum vom închide cercul magic, dar nu îl vom închide de tot. Vom lăsa o bucățică neînchisă. Aceste 6 piciorușe scurte pe care le-am lucrat, le vom închide între ele. De aici, de la început, voi închide aceste 6 piciorușe scurte, în felul acesta. Și apoi, în cercul magic, voi continua lucrând un număr, vedeți cum am pus aici, un număr de alte 6 piciorușe scurte, pentru că în felul acesta vom crea nările cățelușului. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea. Voi strânge și voi închide cercul magic. Așa. Voi uni cele două părți între ele cu un picioruș alunecat. Se va prezenta în felul acesta, vedeți? Aici, în mijloc, voi face o mulțire, deci între cele două cercuri de 6 piciorușe scurte, voi face o mulțire. Apoi, voi lucra
pune fir de spărțitor. Acesta este un pic cam gros, dar așa. Voi începe să lucrez. Două piciorușe scurte. De jur împrejur voi lucra. Deci două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Din nou, două piciorușe scurte. Urmate de o nouă mulțire. Două piciorușe scurte. Și din nou două piciorușe scurte. Și ultima mulțire. Continua lucrând trei piciorușe scurte urmate de o mulțire. Trei piciorușe scurte. Trei piciorușe scurte. Din nou, trei piciorușe scurte. Și ultima mulțire. Iar ultimul rând vom lucra piciorușe normale, așa cum se găsesc. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Mie mi-au ieșit 20 de piciorușe scurte. Și acesta va fi botișorul, în felul acesta. Acum eu voi tăia firul. Voi încheia lucrarea, dar în același timp, cu părere de rău, voi încheia și tutorialul, pentru că deja este ora la care eu trebuie să ridic bătrâna. În felul acesta voi ascunde aceste fire. Sper să-mi găsesc un pic de timp astăzi, așa, printre picături, să ansamblăm chihuahua. Dacă nu, în timpul zilei, depinde de modul în care se prezintă bătrâna în seara aceasta. În seara aceasta, când voi termina programul de lucru, voi continua cu lucrarea noastră. Voi continua să ascund firul. Pare atât de rău că nici măcar nu mi-am dat seama că acest tutorial este atât de lung. Acesta este și boticul care va veni aici. Bine. Deci avem deja părțile componente, totul este gata. Urmează doar să montăm ceea ce ne va prinde din nou un pic de timp. Însă, așa cum vă spuneam, sunt presată de timp și eu, pentru că trebuie să încep lucru. Ne întâlnim cu următorul tutorial în care vom ansambla părțile componente. Deci, până acum, aceasta este ceea ce am realizat. Căpușorul, năsucul, urechile, codița și, bineînțeles, corpul cățelușului, care vedeți cât de frumos stă în picioare singur. Eu vă doresc o zi frumoasă și ne întâlnim foarte, foarte repede pentru a termina acest proiect. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare. Sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim foarte curând. La revedere!